Beyoncé ți-a zis că nu e bine să stai aici la poză? Dacă vreți să mă vedeți, glam în cadru. Și acolo n-ai mamă, n-ai tată. Îi vezi că-s bun, e eliminat. Deoarece și prin urmare plec în America Express. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ai apăsat pe butoanele alea la telefon. Așa. Și ai șters ultimele două ținute fără alcool. Și noroc că Alex e prietenul meu de o viață, de vreo 4 ani. Că altfel... altfel aș enerva și mai rău. Nu știu ce caut în baie, m-am pus Alex în baie. Ți-ți place? Ia zi, Ana, superbe. Nu e bine. Te filon și noi cu ce avem. Ce faci aici? De ce stai așa? Lumea cu susul în jos. Și că așa se coafă. Deci dacă vreți să aveți volum, dați capul în jos, scuturați ca un cățel și apoi pac, aveți volum. Ne pregătim pentru un shooting. Deoarece și prin urmare plec în America Express. Pentru că plec în America Express, domnul Alex se va ocupa de conturile mele de socializare. Dar ca să se ocupe, trebuie să aibă cu ce. Ca să aibă cu ce, trebuie să faci shooting. Ca să ai poze, reels-uri și toate materialele de postat pentru voi, dragilor. Așa că astăzi facem shooting și câteva zile plec la mare depărtare. Aceasta este prima ținută de astăzi și o să avem foarte, foarte, foarte multe ținute. Și am început primul reels pentru voi și facem poze. Bineînțeles, echipa, Alex, Sabin, Cătălin, Anda. Și avem această rochie frumoasă. Oricum va trebui să scrieți în comentarii care vă place cea mai mult. Și... atunci când te crezi Shakira, te îmbraci ca tare și îți onduiești șoldurile. A treia ținută. Deci trebuie să o potrivim pe Andreea Balan cu Andreea Balan. Deci. Așa se face un reel de calitate. Da. Este așa. Da. Eu vin cu tine, tu te miști, fac, da. Te întorci și pe aia vii la mine, îmi pui una pe cameră și pe aia tu noi iei totul, exact, totul mișcat. Exact, așa. Da, ăsta să fie cadrul. Exact, ăsta să fie cadrul, da. Bun. Acesta să fie cadrul, aceasta este ținută. Domnul director creativ. Vii spre mine, eu vin spre tine și pui una pe cameră, da? L-am făcut din prima. Da? Ce spui? Nu știu că îmi place cu rochia asta, cu acesta de bagaj. De ce? De ce? Da. Nu știu, știți, trebuie să-ți asculti instinctul. Și hai să vă povestesc o chestie super fază și pentru tine, Alex. O tehnică ca să-ți asculti instinctul este următoarea. Meditezi și în meditația ta îți alegi patru oameni, fie un personaj de film, fie un guru pe care tu l-asculti, cum e Sadhguru, sau fie Joe Dispenza, dau exemplu la mine, sau Captain Picard, și ei formează board-ul tău. Și în momentul în care tu ai o problemă, în meditația ta îți imaginezi că ești într-o sală de meeting și acești oameni vin, iar tu le pui lor întrebarea și apoi îți imaginezi cum ar fi ca ei să-ți răspundă la acea întrebare și de fapt este instinctul tău. Și Captain Picard ce ți-a spus? Așa. Ce a răspuns? Și eu, în meditația mea, eu mi-am ales așa, Sadhguru, Joe Dispenza, Captain Picard și Beyoncé, da? Ok. Ei sunt bordul meu. Ok. Și în momentul în care am o problemă, o dilemă și vreau să-mi ascult instinctul, dar am păreri diferite și nu știu pe care parte din mine să o ascult,
merg în meditație și îmi imaginez că sunt cu bordul meu format din acești patru oameni și apoi îmi imaginez cum i-ar răspunde acești patru oameni din perspectiva lor. Beyoncé ți-a zis că nu e bine să stai aici la poză? Acum, sau Sadhguru? Acum am întrebat-o pe Beyoncé și mi-a zis în mintea mea că nu este bine să stai aici, că ea nu ar sta aici pe acest... De ce? De ce? Da. Că rochia asta e sexy și s-ar potrivi într-un alt cadru. Dar directorul creativ, Alex, aici în spatele camerei, zice să stau aici, iar eu îmi voi asculta astăzi pe Alex. Deci Beyoncé, 0 puncte Beyoncé. Schimbăm părul, am făcut 9 ținute și mai avem încă cât se poate, încă 10, 12. Stilistul a cedat. Nervos. Când ai shooting cu mine, cum e? Foarte greu, dar este foarte bine. Trebuie să vin cu tot mod. Nici atunci nu e suficient. Am mai prins. Da, dar este super. Cu mine faci cele mai multe ținute, nu? Bine, da. Și avem și așa, avem și mâine. Da, facem două shooting-uri, deoarece și prin urmare trebuie să avem conținut pentru perioada în care sunt în Asia Express, care de fapt se numește acum America Express, pentru că suntem în Mexic, Guatemala și Columbia și chiar acum când voi vedeți acest vlog, eu sunt pe Coclauri, în Mexic, urc poate scările de la Chichen Itza, spre exemplu, sau sunt poate în Tulum. Doamne ajută, în Tulum! În Tulum, în Tulum! În Tulum vrem, în Tulum! În Tulum vrem, da. Așa, cine știe unde sunt în acest moment când voi vedeți acest vlog? Știe, da? Și car un ghiozdan greu, foarte greu, și alerg și... și e eliminat de echipă. Că trebuie să elimini. Acolo n-ai mamă, n-ai tată. Trebuie să elimini. Îi vezi că-s bun, e eliminat. Nu stai la discuție. O duminică superbă aici pe Victorie, este totul plin, oamenii se plimbă, e frumos să vedem că lumea are intrat în normal după 2 ani de pandemie, care au stat în casă, ca și cum n-a existat pandemia, mai bine ieșeam de atunci de casă. Dar tu ce faci aici pe stradă? Ce fac aici pe stradă? Fac niște poze aici pe stradă și reels-uri și acum ar trebui să fac o reels în care să dansez, dar mă simt ciudat cum lumea se uită la mine. Momentan nu știu, dar dansez și se uită. Normal. Iertați-mă. Ce faci, gargariță? Mă dor, mă dor, pare rău că animele au crescut. Cresc repede. Așa de repede cresc. Pac! Ai punct din degete și copilașii au crescut, deci trebuie să profiți la maxim de perioada când sunt mici, că altfel cresc și gata, nu mai sunt bebeluși. Da, să vă treacă. Pe Victoriei, în fața hotelului, n-am curaj să ies mai mult pe Victoriei. Mi-e rușine, mi-e rușine că se uită lumea. Mi-e rușine. În caz că vă întrebați dacă ăștia care apar la televizor le-e rușine, da, le-e rușine. Câteodată vrei să nu se uite nimeni la tine. De ce? De ce? Pentru că ai impresia că te studiază din cap până picioare. Și ești? Sunt? Ești bine. Fire. Aceasta este a 13-a ținută, să ne dea cum vă place. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ai apăsat pe butoanele alea la telefon. Așa. Și ai șters ultimele două ținute. Așa. Din ultimul reels. Da. Și acum trebuie să reluăm. Deci după ce avem 100.000 de ținute astăzi, trebuie să mai și reluăm două dintre ele. Și aveam două filmări cu doi bebeluși simpatici. Și acum nu mai am bebeluși. De unde mai găsesc niște bebeluși acum să fac? Noroc că am acest cocktail bun, fără alcool. Și noroc că Alex e prietenul meu de o viață, de vreo 4 ani. Și mă înțeleg bine cu el și face parte din grupul de suport. Pentru că altfel aș enerva și mai rău. Altfel stricai karma. Da? Altfel stricai karma acum. Stricam karma? Păi da, ia uite, stricai karma, da? Karma, da. Deci trebuie să reluăm. Asta pe ce am pozat deja 15 ținute, trebuie să reluăm ultimele două ținute, noi suntem profi și nu ne lăsăm până când nu facem schimbările care trebuie. Și dacă voi vă întrebați, cum, domne, e atâta conținut acolo, uitați, așa este. Cu zile multe, cu ore de muncă, cu... Rugă. Muncă.
Deci ce părere ai că Anda vrea să te bage în cadă îmbrăcată? Am reluat shooting-ul după ce am mâncat, am mâncat copios aici la Radisson și am făcut asta, este a 19-a ținută, da. Și acum mai am încă 3 și Anda vrea să mă bage în cadă glam, în cadă glam. Și zic cum? Păi naci, că se fac campanii mari, shooting-uri așa, în baie și în cadă. Și zic, bine, dacă se fac, înseamnă că nu știu eu, hai să facem și noi. Nu știu ce să zic. Spuneți-le în comentarii. Dacă vreți să mă vedeți glam în cadă. Wow, ce super realitate! Mulțumesc frumos! Ești mult mai frumos! Ai la TV, nu? Cred că sunt urâtă la televizor. La televizor sunt mai urâtă. Faci aminte, antena. Antena, doar la antena apar. Faceți ce faceți? Ce faceți? Da, exact. Faceți ce faceți și apar mai... Da, asta e. Defilăm și noi cu ce avem, facem ce putem. Important e că acum când vedeți acest material, sunt pe cuclauri în Asia Express, America Express. Cine știe ce gângăni mănânc la ora actuală? Caut în baie, m-am pus alea pe baie, pe ghiuvetă. Ați zis, faci niște poze acolo pe ghiuvetă. Nu chiar nu înțeleg, nu dau seama. Ți-e-ți place? Ia, nu! Ia! Hai să stau în altă poziție, hai. Ia zi, Ana, super pe. Nu e bine. Și am revenit, Andreea Bălan, vă spun eu, nu a fost de acord să facem poze în baie. Și acum mergem să facem o poză cu caroapă sau o trandafir la urechiușă. Da. Echipa creativă nu. Au obosit. Au obosit. Deja facem de... Este ora 9. Facem de la 12. 12. Așadar și prin urmare am terminat 21 de ținute în 8 ore, 9 ore. 12, 2, 3, 4, 5, 6, da. 7, am terminat. 8. Avem conținut frumos pentru voi, cât sunt plecată pe coclauri în Mexic. Mâine mai facem o ședință foto. Ca să avem, da, pe șoavă în Mexic, da, așa. Și sper să vă placă pozițiile. Dați like-uri dacă vă plac. Important e să vă placă ceea ce vedeți. Mă duc acasă la Ela și la Chiorița. Vă iubesc, dați subscribe. Și nu uitați să faceți un board cu prieteni imaginari sau cu oameni pe care admirați și să întrebați cum să vă rezolvați problema. Sper să vă placă experiența noastră din Asia Express și Alex, sper să fac o treabă bună cu Instagramul meu. Că dacă nu prieteni... Dacă nu prieteni... Am fost și eu pe aici. Doamne ajută!